muzică la acordeon, l-a vrăjit încă de la vârstă de 8 anișori, atunci când a evoluat pe scena școlii de arte din Strășeni. Acest eveniment din viața sa l-a ajutat să înțeleagă ce își dorește de fapt, așa că după absolvirea liceului a venit la Chișinău la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde a învățat notele și secretele instrumentului muzical, acordeonul. Timpul liber preferă să-l petreacă în natură, alături de prieteni. Cu evoluția sa din semifinala Concert la Pălărie, a reușit să impresioneze nu doar juriul, dar și telespectatorii, datorită cărora a ajuns în finală. La ei săi 26 de ani, știe că pentru a deveni un artist adevărat, este nevoie doar de dorință și încredere în forțele proprii. Mai tare, să audă lumea ce spune.
sunt foarte mulțumit. Și la semifinale aveai foarte mare emoție, asta știu. Uite că tu se întorci. Aveai cineva pentru tine azi aici? Da, da, sunt prietenii, sunt rudele, sunt cei mai apropiați prieteni care mă susțin. Întotdeauna m-a susținut și mă susțin și în continuare. Mulțumesc! Vrei să-i auzim încă o dată cum te susțin? Succes, Mihai! Acum luăm o scurtă pauză și ne revedem imediat după publicitate.